Faza grupelor din cadrul concursului pe teme de cultură generală The Best a debutat sâmbătă pe scena Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. Față în față, 6 echipe care au dat tot ce au avut mai bun, sub presiunea unor galerii extrem de vocale, care au știut să-și încurajeze favoriții ori de câte ori a fost nevoie. În urma competițiilor de sâmbătă din grupa A merge mai departe în etapa următoare Colegiul de Arte Carmen Silva din Ploiești, iar din grupa B, Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă din Urlați. Sâmbătă 31 octombrie, tot pe scena Filarmonicii, se vor confrunta alte 6 echipe puternice din liceele prahovene.